Pacea Domnului, Hristos a înviat. Încă spunem salutul acesta, pentru că până în înălțare, așa s-a obișnuit multă vreme și cred că nu greșim dacă spunem și noi în continuare, Hristos a înviat. Domnul să ne binecuvinteze cu harul său și acolo unde sunteți, vă invităm să vă alăturați acestui timp de închinare, de rugăciune și începem cu o cântare frumoasă, o cântare de laudă, cânta voi Domnului meu cu glas de bucurie. Doamne, ajută să cântăm și noi cu glas de bucurie. Amin. Amin. Cânta voi Domnului meu cu glas de bucurie, o nouă viață El mi-a dat și s-a îndurat de mine. Veniți să-i mulțumim azi de marea pindurare, cântându-i bunătatea, lăudând iubirea-i mare. Cânta voi Domnului meu, ce m-a scăpat de moarte și pentru mine a suferit, iertați-mi de păcate. Veniți să-i mulțumim azi de marea îndurare, cântându-i bunătatea, lăudând iubirea-i mare. Azi inima mi-e gata să laude pe Domnul, pe veci El m-a răscumpărat și sunt al Lui cu totul. Veniți să-i mulțumim azi de marea îndurare, cântându-i bunătatea, lăudând iubirea-i mare. Amin, amin. Să ne rugăm Domnului. Te binecuvântăm, Doamne, și preamărim numele Tău, cel înălțat și glorios, peste toată zidirea, peste toată veșnicia. Îți mulțumim pentru îndurarea Ta cea mare, îți mulțumim pentru bunătatea Ta, îți mulțumim pentru purtarea Ta de grijă și toată ocrotirea Ta. Mulțumim, Doamne, pentru acest ceas de rugăciune, când ne putem înfățișa înaintea scaunului îndurării Tale și în numele Domnului Hristos înălța rugăciuni către Tine. Pentru că Tu ești un Dumnezeu plin de îndurare și binecuvântezi pe cei ce nădăjduiesc în Tine. De aceea curățește, Doamne, inimile noastre, curățește cugetele noastre prin sângele Domnului Hristos de orice întinăciune a Duhului și a cărnii și lasă peste noi harul Tău și binecuvântarea Ta. Doamne, binecuvântă și pe cei care sunt în suferință cu mângâierea Ta. Te rugăm mult special pentru sora Sanda. Doamne, mângâie Tu prin aceste zile de doliu, mâna Ta cea bună să fie peste dânsa. Te rugăm să binecuvintești și pe Miruna, fetița aceea care a ajuns în Italia și ai fost să se producă lucrarea îndurării Tale peste ea și sănătatea ei. Binecuvântă, Doamne, pe cei ce sunt în spitale, pe cei ce sunt în suferința acestei boli. Ne-am dorit așa de mult să înceteze această plagă, dar, Doamne, Te rugăm să ne binecuvintezi cu răbdare și înțelepciune, să rămânem în voia Ta. Doamne, îndurarea Ta să fie peste noi și în ceasul acesta și să binecuvintezi suflete cu har de rugăciune. Doamne, fă ca timpul acesta să fie unul prețios, unul care să fie dorit și să fie iubit, prețuit de copiii Tăi. Doamne, lasă harul Tău peste noi, în numele Fiului Tău și îți mulțumim. Amin. Amin. Mai avem o cântare, Părintele asupra înveghează din cer, e ziua și noaptea luntrea îmi conduce. O cântare de asemenea asociată gândului din Sfânta Scriptură cu care aș vrea să venim înaintea Domnului în seara aceasta, legat de siguranța pe care o avem în Domnul.
Părintele asupra învechează pe-n cerc, el ziua și noaptea luntream conduce, mă trece în pace prin orice valori, nu lasă să-mi strice, căci eu sunt al său, da, eu sunt al său. Eu sunt fiul său, el pentru mine se îngrijește, căci sunt al său. Deși aici câteodată am necaz, Iisus e cu mine, nu lasă să caz. Nu te temem, zice, văd necazul tău, nimic nu mă strică, eu sunt al său, da, eu sunt al său, eu sunt fiul său. El pentru mine se îngrijește, căci sunt al său. Iar câteodată când ori mă înconjor, încât pe el nu-l văd, totuși mă bucur, că-ți simt că-i aproape cu mine-i mereu, nici când nu mă lasă, că eu sunt al său. Da, eu sunt al său, eu sunt fiul său, el pentru mine se îngrijește, că sunt al său. Mai este o strofă, eu sunt copilul său, iar el e tatăl meu, viața îmi păzește aici jos de orice rău. Deci, în Valea Morții, de în Valea Morții călătoresc, știu că în cer mă duce, că eu sunt al său. Frumoasă cântare și dacă traducerea este una mai greoaie, cuvintele sunt foarte frumoase. Vreau să vă citesc niște versete deosebite, Ioan 10, despre ceea ce Domnul Iisus ne promite că face El ca și păstorul nostru. 27. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică, în veac nu vor pieri. Și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Eu și Tatăl una suntem. Amin, amin. Domnul să binecuvinteze în inima noastră acest cuvânt. Dragii mei, aș vrea să vă împărtășesc un gând legat de siguranța pe care o avem în mâna Domnului. Siguranța ocrotirii Lui, siguranța protecției însoțirii sale. Siguranța faptului că noi nu suntem singuri și Dumnezeu este cu noi. Chiar dacă ne părăsesc oamenii, chiar dacă puterile ne slăbesc, chiar dacă cei dragi ne sunt departe, chiar dacă, iată, sunt situații în care suntem izolați sau închiși într-o cameră de spital și mulți, probabil, în zilele acestea sunt în situația aceasta. Cei ce l-au pe Domnul au această bucurie a prezenței sale și a însoțirii sale. Și observați că aici Domnul Iisus, unde se aseamănă pe sine cu un păstor și noi cu oile sale, ne spune că oile sale ascultă glasul său. Eu le cunosc și ele vin după mine. Observați că această siguranță este legată pe de o parte de Domnul, dar și de noi. În sensul că noi ca și oile sale ascultăm de glasul său și câtă vreme venim după el, ascultându-i glasul, el ne asigură de prezența și de protecția sa că nimeni nu ne poate smulge, nu vom pieri și că Tatăl care este mai mare decât oricine, Tatăl este Cel care
ne protejează și ne păstrează în harul Său. Vedeți, Biblia ne vorbește explicit despre Dumnezeu. Sunt oameni care spun, nu ești la întâmplare, nu ți se întâmplă nimic absolut întâmplător. Totul este în orchestrarea și în aranjamentul unei minți superioare. Dacă mintea aceea o numești forță universală, natură, Dumnezeu sau oricum vrei să o numești, Biblia nu ne spune că oricum vrem să o numim. Ea ne spune că Dumnezeu este ființa personală absolută, Tatăl nostru, nu oricine, nu oricum. El este revelat ca și Tatăl nostru și aici ne spune că Domnul Iisus Hristos este păstorul nostru, El una cu Tatăl și ne are în grija Sa și ne are în protecția Sa. Și încrederea și siguranța noastră că suntem cu Domnul este în caracterul, în promisiunea, în ființa lui Dumnezeu atotputernic, dar în același timp, Domnul nu ne obligă să fim în protecția Sa. Ele vin după mine. Ele ascultă glasul meu. Imaginea păstorului care merge înaintea oilor. Cei ce păzesc vitele satului și le aduc seara acasă o să observați că merg în urma lor, nu merg înaintea lor. Ele știu drumul și ei merg în urma lor. E, oile se întâmplă exact invers. Păstorul merge înaintea lor. Și dacă vrei să-L urmezi pe Domnul, nu stă să te mâie de la spate. Te lasă să-L urmezi. Ele vin după mine. Ele aud glasul meu. Și atâta vreme cât fac lucrul acesta, nu vor pieri, nimeni nu le va smulge din mâna mea, pentru că Tatăl meu este mai mare decât toți și eu și Tatăl meu sunt. Deci siguranța noastră, siguranța protecției noastre, siguranța mântuirii noastre, siguranța păstrării în har și ajungerii în cer, stă în ființa lui Dumnezeu, dar în același timp este și decizia noastră, este și alegerea noastră. Dacă vrem să o luăm într-o parte și în alta, să nu-L arumăm pe Domnul, Domnul nu ne aruncă un laso așa să ne prindă, să ne lege de cal și să ne aducă înapoi. Da? De aceea, aș vrea să ne uităm în seara aceasta la această măreață și glorioasă promisiune și să dăm slavă Domnului și să mulțumim pentru harul pe care El ni-l arată, că ne ține în mâna Sa și nimeni nu ne poate smulge și nu vom pieri atâta vreme cât rămânem lângă El. De asemenea, ne rugăm ca Domnul să ne întărească, să rămânem aproape de El și mijlocim pentru aceia care s-au îndepărtat de El, pentru aceia care poate nu mai aud de mult glasul că s-au îndepărtat așa de tare de El. Dragilor, de multe ori noi am vrea să nu greșim, dar nu ne iese, să nu păcătuim, dar nu ne iese. Am vrea să nu ne enervăm, dar nu ne iese. Am vrea să nu facem lucrurile rele și urâte, dar nu ne iese, nu avem putere. Uneori ne surprinde ispita și încercarea și uneori ne trezim luați cu lopata, cum se spune. Ne trezim luați pe sus. Știți de ce? Nu avem noi putere, dar nu avem harul acesta, pentru că noi nu ne facem timp să stăm în prezența Domnului. Nu ne facem timp să ne legăm de prezența lui Dumnezeu. Și în felul acesta, harul Lui și puterea Lui să fie în noi, atunci când vin peste noi toate acestea, să nu ne mai surprind, să avem putere de biruință. Vedeți, vă puteți face foarte ușor, acolo unde sunteți, un break time de jumătate de ceas, un ceas, să vă opriți. Este mult mai facil această soluție cu tehnologia, ca acolo unde sunteți să vă opriți și să veniți la izvorul harului. Pe genunchi, iată, și cuvântul este o lumină atât de frumoasă și un îndemn la rugăciune. De aceea, mă rog să prețuim cu toții momentele acestea și pe această cale și în aceste condiții și să venim la rugăciune, să venim la har, să venim la Domnul și puterea și îndurarea Lui va fi peste noi ca să avem biruință, ca să avem legătură cu El și
El ne va îmbrăca în credincioșie, în puterea sa păstrătoare, în harul siguranței și al ocrotirii sale. De aceea, mă rog ca noi toți să prețuim timpul acesta de rugăciune. Și acolo unde sunteți, să vă opriți și să faceți liniște, să vă așezați înaintea Domnului în rugăciune și să-i mulțumiți Domnului și să-i mulțumim pentru siguranța păstrării în harul său și al ocrotirii sale. Să-i cerem, Doamne, înțelepciune, ca să rămânem aproape de Tine și să se îndure Domnul și de cei ce s-au depărtat, să-i întoarcă, să-i cerceteze, să-i aducă. Și dacă vrea să ne folosească, suntem la dispoziția Lui, că cine întoarce un păcătos de la rătăcirea căii Lui, spune Iacov, va mântui un suflet la moarte și va acoperi o sumedenie de păcat. Amin. Ne rugăm Domnului și unii dintre dumneavoastră ați vrea să ne auziți cum ne rugăm. De regulă la biserici, când este rugăciune, se afișează doar un ceas. Și dacă se propun 3 minute, 5 minute de rugăciune, fiecare se poate ruga. Și se poate ruga la el acasă și în același timp ne putem ruga și noi aici. Aș propune să ne rugăm fiecare dintre noi și aceste momente de rugăciune să le încheiem cu voce tare cu unul dintre noi de aici, dar în timpul ăsta să ne rugăm fiecare dintre noi și dumneavoastră acolo acasă să vă rugați. Da? Și unul dintre noi, fratele Nicu, de exemplu, vă să încheie cu rugăciune, fratele Cristi, o să încheie al doilea moment, dar în timpul ăsta să ne rugăm cu toții și să-i mulțumim Domnului și să mijlocim înaintea Lui și în același timp să nu uităm să ne rugăm și pentru ca Domnul să faciliteze cât mai curând redeschiderea bisericilor. Vedeți că există insistențe, presiuni și Domnul să ne ajute să ne revedem cât mai curând în casa Lui. Așadar, vă invit să ne plecăm pe genunchi și să ne rugăm Domnului și după câteva momente, câteva minute în care ne putem ruga cu toții, unul dintre noi va încheia cu rugăciune, cu voce tare.
Da, Doamne, Te iubim și mulțumim că putem să avem părtășie cu Tine, Doamne, să venim la tronul de har prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Da, Doamne, avem intrare la Tatăl. Mulțumim, Doamne, Doamne Iisuse, pentru jertfa Ta. Mulțumim că, Doamne, ne-ai răscumpărat, ne-ai dat viață, suntem ai Tăi, Doamne. Tu ești Domnul și viața noastră, ești păstorul nostru, Doamne. Te îngrijești de noi. Mulțumim pentru bunătatea, dragostea și purtarea de grijă, Doamne. Ajută-ne să fim conștienți, Doamne, că suntem ai Tăi și depindem de Tine. Vrem să stăm mai mult, Doamne, în părtășie cu Tine, să primim putere, să biruim, Doamne. Tu ești Domnul și viața noastră. Suntem din Tine, Doamne, os din oastele Tale, carne din carnea Ta. Ne-ai dat viață din viața Ta. Mulțumim pentru asta, Doamne. Te lăudăm, Te preamărim, înălțăm numele Tău și îți mulțumim că nu ne lași, Doamne, în orice stare, în orice timp, în orice circumstanță. Tu ești cu noi, Domnul, Răscumpărătorul. Mulțumim, Te binecuvântăm, Te lăudăm și Te preamărim, Doamne. Binecuvântă-ne, Doamne, cu lumină, să vedem lucrarea minunată, să vedem că suntem ai Tăi, Doamne, să trăim frumos în lumina cuvântului, să fim plăcuți, Doamne, să trăim cu recunoștință, Doamne, și să fim plăcuți și folositori lucrării Tale, Domnul nostru. Ești Domnul și viața noastră. Binecuvântă biserica Ta cu pocăință și cu viață, Doamne. Să avem mărturie, dorim lucrurile acestea pe pământ, Doamne, ca și biserică, ca și copii ai Tăi, să fim lumină și sare prin Duhul Sfânt, Doamne, și Tu să Te bucuri, să Te folosești de noi spre slava și gloria numelui Tău, Doamne. Binecuvântă țara noastră, Doamne, cercetează conducătorii, ai milă de cei bolnavi, de cei în suferință, ridică, mângâie, Doamne, și vindecă, Domnul nostru, binecuvântă pe sora Sanda, Doamne, mângâie, Doamne, mângâie familia îndoliată, Domnul nostru, pe cei bolnavi, Domnul nostru, binecuvântă-ne și pe noi, Doamne, cu un duh de slujire, de jerfire, Doamne. Mulțumim că suntem în slujba Ta, suntem mădulare în trupul Tău, Doamne. Ce binecuvântare! Binecuvântă frații și surorile acolo unde sunt, Doamne, lasă peste ei cercetare, călăuzire, Doamne, și ajută-ne să vedem mâna Ta, să vedem că ești Domnul, ești viața noastră din Duhul nostru, Doamne. Ajută-ne să vedem asta, să trăim frumos cu recunoștință, Doamne, pentru o mântuire așa de mare. Te rog, binecuvântă biserica și ajută-ne să ne adunăm din nou, Doamne, să ne strângem în casa Ta, să Te lăudăm, să Te preamărim dintr-o inimă curată, Doamne. Ne da timp de gândire, ajută-ne să ne hotărâm pentru Tine din toată inima și cu toată ființa, Doamne. Binecuvântă-ne cu dorință sinceră de a ne aduna, Doamne, de a Te lăuda în casa Ta, Doamne Sfânt. Vrem să fim plăcuți, să ne închinăm în Duh și adevăr. Pune în inima noastră gândul acesta, Doamne, și Tu să fii slăvit și glorificat, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Ne-am amintit de o cântare, Răscumpărătorul, Cel venit de sus, e Iisus, Mesia, Domnul nostru glorificat. Să mai auzim un îndemn la rugăciune și o să ne rugăm și aș vrea să ne mai rugăm și pentru motive concrete de rugăciune. Dacă aveți cauze, cereri, lucruri pentru care ați vrea să ne rugăm, le puteți trimite direct și fratele Cristi le poate vedea, ni le poate spune, le anunțăm și putem să mai avem un moment când ne rugăm pentru cauze concrete. Și acolo unde sunteți, puteți să ni le trimiteți. După acest moment o să avem un asemenea timp și în măsura în care ele vor fi, le vom aduce înaintea Domnului. Așadar, după cântarea asta o să mai auzim un îndemn din cuvânt și vom veni înaintea Domnului din nou cu rugăciune și ne rugăm ca Domnul să dea har peste timpul care vom avea în continuare. Amin. Răscumpărătorul cel venit de sus, prețiosul miel, Mesia, e Hristos Iisus. Mulțumim, o Tată, pe Fiul ni l-ai dat și Duhul cel Sfânt în noi din plin a fost turnat.
Răscumpărătorul, nume înălțat, prețiosul miel, Mesia, a fost junghiat. Mulțumim, o Tată, pe Fiul ni l-ai dat și Duhul cel Sfânt în noi din plin a fost turnat. Când voi sta în slavă, chiar în fața sa, voi sluji slavitul rege, veșnic îl voi înălța. Mulțumim, o Tată, pe Fiul ni l-ai dat și Duhul cel Sfânt în noi din plin a fost turnat. Vă salut și eu cu pacea Domnului, frați și surori, și mulțumim Domnului că putem să slujim, să ne bucurăm prin Duhul Sfânt de prezența Lui, de cercetare, de cuvântul Lui, pentru motivul doi, al doilea de rugăciune, pentru timpul al doilea de rugăciune, aș vrea să citim tot din Ioan, capitolul 15, citim de la versetul 4, Ioan, capitolul 15, versetul 4, spre slava Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Domnul Iisus le spune ucenicilor, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Amin. Doamne, binecuvântă cuvântul în inimile noastre și fă-l viu, Doamne, rema, cuvântul care sfințește și mulțumim. Amin. Amin. Da. Fratele păstor a zis la un moment dat, în îndemnul dânsului, ca să avem putere să biruim, trebuie să stăm mai mult timp cu Domnul. Ce minunat, cât de mare adevăr este aici, frați și surori, pentru că Domnul Hristos dorește să avem părtășie cu El. Domnul dorește asta și mă gândesc la cuvântul de duminica trecută când Domnul Hristos a mers după ucenici la pescuit și le-a demonstrat că fără El nu pot face nimic. Noi suntem ucenicii Lui și vreau să avem, frații mei și surorile mele, imaginea asta în minte, cum mlădița și vița. Hristos este vița și noi suntem mlădițele. Depindem întru totul de Hristos. Dacă avem imaginea asta în minte și în inimă, prin Duhul, frați și surori, ne dăm seama ce suntem, că suntem dependenți total de Hristos, Domnul vieții și binecuvântări. Și dacă avem imaginea asta, încercăm, frați și surori, să eliminăm orice ne-ar împiedica să avem părtășia cu Hristos, pentru că vreau să vă spun că relația asta dintre noi și Domnul este o relație organică, frații mei și surorile mele. Și Domnul vrea să ne alimenteze. Imaginați-vă că mlădița nu poate trăi dacă nu este în viță, dacă nu și-a seva, viața din viță. Și noi suntem astea. Noi aducem roadă, ne sfințim când suntem în Hristos. Din El primim lumină, putere și biruim. Aleluia, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, vă dau un exemplu mai plastic. Curentul electric e o putere imensă, curentul electric. Când alimentează un bloc, la bloc acolo, am văzut la blocul în care stau eu, e o centrală, așa, o mini-centrală și acolo sunt întrerupători, probabil. De acolo pleacă curentul în bloc.
O rugină cât de mică, o izolație, o vopsea cât de mică poate întrerupe curentul ca să alimenteze blocul. Curentul atât de puternic. Cam așa se întâmplă și cu noi, frații mei și surorile mele. Avem timp și nu întâmplător este asta. Timp să stăm în părtășie, să ne alimentăm cu Hristos, să ne sfințim, să înțelegem voia Lui, pentru că spune cuvântul că noi avem gândul Lui Hristos prin Duhul Sfânt. Frații mei, o mică neascultare, un mic păcat, o preocupare firească întrerupe părtășia cu Hristos și Domnul vrea să rămână în noi. Deci rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Nu vi s-a întâmplat, frați și surori, dragii mei, să simțiți că Domnul vrea mai mult în timpul tău zilnic? Nu vi s-a întâmplat să simțiți că vrea mai mult în inima ta? Și noi negociem, stăm și cârcotim cu Hristos. Nu, Doamne, că mai am și alte treburi. Mi se întâmplă și lăsăm părtășia cu Hristos și facem altceva ce ne place nouă. Știți ce se întâmplă? Domnul își întoarce fața de la noi, dar rămâne acolo. Asta e minunat. Rămâne și insistă. Și mă gândesc la versetul ăsta. Iată că eu stau la ușă și bat. Cine aude glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Domnul vrea să fie Domnul inimii noastre. Frați și surori, e o mare binecuvântare asta pentru noi. Să domnească Hristos în el, să trăiască prin noi. Doamne, ajută-ne să vedem asta. Doamne, ajută-ne să vedem asta. Ce minunat este Domnul. El dorește să rămână în noi. Dar să pune întrebarea. Eu mult timp am avut așa o idee confuză. Ce înseamnă să rămână Hristos în noi sau noi să rămânem în El? Și poate vă întrebați și dumneavoastră. Și mă gândesc la faptul, la răspunsul la această întrebare. De exemplu, dacă eu aș vrea să rămân într-o seară la un frate, să avem un timp de rugăciune, o noapte de rugăciune, trebuie să știu unde locuiește fratele. Așa și noi trebuie să știm unde este Hristos în noi ca să rămânem în El. Și vă citesc un verset așa frumos, l-am găsit în Isaia. De fapt, o să citesc câteva ca să înțelegem unde este Hristos, ca să rămânem în El. Isaia 25 cu versetul 9. Spune cuvântul Domnului așa. Sufletul meu te dorește noaptea și Duhul meu te caută în lăuntrul meu, căci când se împlinesc judecățile tale pe pământ, locuitorii lumii învață dreptatea. Duhul meu te caută în lăuntrul meu. Hristos este în noi, în Duhul Sfânt, în Duhul nostru, frații mei și surorile mele. Și mai spune cuvântul așa. Voi sunteți templul lui Dumnezeu, în 1 Corinteni 3:16. Voi sunteți templul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Doamne, ajută-ne să realizăm. Frații mei și surorile mele, când noi realizăm asta, adică avem revelația faptului că Hristos este în Duhul nostru, nu putem să mai facem orice. Pentru că spune tot cuvântul, zice că firea poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii, așa că nu puteți face ce vreți. Când conștientizăm că Domnul, prin Duhul Sfânt, este în inima noastră, în Duhul nostru, nu putem face ce vrem. Frați și surori, Domnul să ne dea această lumină, această revelație. Cum mai rămânem în El? Cum rămânem în El, în Hristos? Prin cuvânt. Zice, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Prin cuvânt, noi rămânem în Hristos. Avem părtășie cu El și El ne infuzează cu prezența sa divină, cu natură divină. Rămânerea asta în Hristos este părtășia cu El. Cititul din cuvânt, meditatul în cuvânt, rugăciunea, părtășia cu frații, la telefon. Asta înseamnă rămânere în Hristos. Domnul ne-a dat timp
ca să putem să avem părtășie, o comuniune organică cu El, ca să creștem, frați și surori, în omul dinăuntru, să rodim. E vorba de sfințire și noi, dacă îl avem înăuntru și el are expresie, luminăm și peste cei din jurul nostru. Și asta e altă roadă. Doamne, ajută-ne să rodim, să rămânem în Tine și Tu în noi, să rodim și să biruim, cum spunea fratele, m-a anticipat fratele al doilea moment de rugăciune. Doamne, ce minunat ești, cum ne unești Tu în slujire. Cea mai mare, vă spun ceva, cea mai mare problemă a creștinului de astăzi este că nu separă sufletul de duh. Dragii mei, cuvântul separă, spune în Evrei. Nu separă sufletul de duh. Noi nu avem conștiința faptului că duhul e ceva și sufletul e altceva. Și noi, ca și creștini, facem multe lucruri sufletești și avem impresia că sunt duhovnicești, să nu sunt. De exemplu, postăm pe WhatsApp, pe grup, multe lucruri. Nu neapărat că sunt rele, dar sunt sufletești. Și nu neapărat că sunt rele, adică sunt și bune și frumoase, deci sunt peisaje, cuvinte frumoase, cuvinte meșteșugite. Căutăm, nu știu, am văzut site-uri cu cuvinte meșteșugite frumoase și le postăm acolo. N-are nimic de a face cu Duhul lui Dumnezeu, cu sfințirea. N-are nimic. Sunt plăcute, sunt frumoase. De aceea vă îndemn și mă rog Domnului, Doamne, dă-ne lumină să discernem ce e din Duhul și ce e din suflet, frați și surori, și să punem acolo ceva ce sfințește, ce zidește. E foarte, nu e așa simplu. Multe lucruri le facem în suflet și nu știm că n-are nimic de a face cu Hristos, cu Domnul nostru. Doamne, ajută-ne să discernem asta. Frați și surori, să ne rugăm ca Domnul să ne dea lumină, să vedem că suntem din Hristos, suntem din El, depindem de El, ne tragem viața din El. Multe lucruri facem noi, dar n-au valoare. Valoare are, că spune cuvântul, că despărțiți de mine nu puteți face nimic. Noi facem lucruri, dar le facem fără valoare. Valoare are lucru pe care îl facem cu Hristos. Doamne, ajută-ne și prin Hristos să ne rugăm pentru asta, să vedem că suntem viță, adică suntem în viță, mlădițe, în vița viață. Noi suntem mlădițe viață și Domnul este vița viață. Noi tragem viața din Hristos. Una. În al doilea rând, să ne rugăm ca să-i dăm timp Domnului, să-i dăm timp, să-i dăm inima, să-i dăm atenția, preocuparea noastră, să-i o dăm Domnului, să avem părtășie ca El să ne infuzeze, să se distribuie, să se distribuie în inima noastră, în fiecare colț al inimii, în fiecare alee a inimii, să domine ființa noastră și să fim ființe duhovnicești. Pentru că noi n-am primit Duhul lumii, am primit Duhul lui Dumnezeu ca să cunoaștem lucrurile lui Dumnezeu. Apropo, de ce postăm pe WhatsApp? Doamne, ajută-ne la asta! Și trei, Doamne, ajută-ne să Te căutăm în inima noastră, în lăuntru nostru și în cuvânt, să avem părtășie cu Tine, ca Tu să rămâi în noi și noi în Tine să rodim. Frați și surori, când suntem în părtășie cu Hristos, dar părtășie autentică, orele trec ca minutele, dragii mei. Și e ceva minunat și primim natură divină și când vom veni aici să ne adunăm, strălucește biserica. Doamne, ajută-ne la asta! E, îndemnat de aceste gânduri, frații mei și surorile mele, să ne rugăm Domnului, pentru că nu este întâmplător că avem timp și Doamne, ajută-ne să-L folosim cu înțelepciune. Amin. Ne punem pe genunchi, ne rugăm și în final, fratele Cristi va încheia cu o rugăciune, după care cu Tatăl nostru. Amin.
Doamne, Tată Ceresc, stăm în fața Ta în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumim pentru cuvântul pe care ni l-ai oferit și în această după-amiază. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, în mod personal că ești un Dumnezeu plin de dragoste, plin de iubire, care aștepți întotdeauna să vin, să stau în fața Ta, să vorbesc cu Tine, să am un timp special și deosebit cu Tine, să mă opresc în mijlocul acestei glumi și să-mi fac timp pentru a discuta cu Tine, Creatorul meu. Îți mulțumesc că prin Domnul Iisus Hristos Tu mi-ai oferit această șansă. Îți mulțumim, Dumnezeule, că Tu aștepți ca să ne ridicăm fața și ochii spre Tine. Te rog, Dumnezeule, în mod special ca Tu să mă ajuți să disting foarte bine prin cuvântul Tău dorințele sufletești de cele spirituale. Te rog, Dumnezeule, ca să mă ajut ca cuvântul Tău să fie întotdeauna un îndreptar al vieții mele, să fie călăuza pe calea mea, Doamne. Te rog, Dumnezeule, ca să mă ajut ca să-ți urmez în totalitate, în totalitate cuvântul Tău. Ajută, Dumnezeule, ca viața noastră să fie pusă deoparte și ascunsă în Hristos și cu totul în Tine. Te rugăm, Dumnezeule, ca să ne păzești picioarele de această lume, de a merge în această lume plină de ură și de invidie și de nedreptate călăuzită de cel rău. Te rugăm ca să ne ții inimile întotdeauna lipite de Tine. Îți mulțumim, Dumnezeule, pentru familiile noastre. Te rugăm, Dumnezeule, ca acolo unde nu este mântuire, Duhul Tău cel Sfânt să vină și să umple inimile cu Duhul Tău. Te rugăm ca mântuirea Ta să fie pecetluită peste casele și familiile noastre, peste fii, peste fiice, peste frați, surori, soții, soți care nu Te cunosc pe Tine. Te lăudăm, Dumnezeule, că Tu vei face lucrul acesta. Te lăsăm pe Tine la lucru, ne lăsăm viețile în continuare în lucrul Tău. Te lăudăm și Te binecuvântăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Nu sunt cereri de rugăciune? Nu ți-au venit cereri de rugăciune, frate Cristi? Bun, dacă nu ți-au venit, să cântăm o cântare și încheiem cu rugăciune Tatăl nostru, da? Bine, o cântare care e legată de ce spunea fratele, o creștem iubirea în inima mea, Iisuse, Iisuse, mereu Tu-i ruga, flămând de iubire, mereu Tu-i ruga. Hai să o căutăm, frate Cristi, și să vedem. Aș vrea să cred, adică mi-aș dori ca dumneavoastră să fiți cu noi în linie, nu doar să veniți, să aruncați o geană peste o oră, două, trei, cinci, șapte o zi și în timpul acesta să și împărtășiți cu noi, iată, motive de rugăciune. Imaginați-vă că astăzi, miercuri, n-am fi ținut rugăciune, nu era rugăciune, transmitere. Mă întreb câți dintre dumneavoastră ne spuneau 10, 20, ce se întâmplă acolo de nu se ține rugăciune? Ne-am fi dorit să ține rugăciunea și n-ați ținut-o. S-ar putea să se întâmple. N-am vrea să se întâmple, doar ca o probă de microfon, știți cum este. Doar ca un exercițiu. Pentru că ne dorim ca Duhul lui Dumnezeu și dragostea Lui să ne apropie de Tatăl. Pentru că eu sunt convins că sunt motive, sunt probleme, sunt nevoi și mai mici și mai mari, și materiale, și administrative, și spirituale. Și vreau să îndrăzniți, dacă chiar ne urmăriți, și trimiteți-le. Sigur, nu este obligatoriu, dar ne-am bucurat să ne rugăm împreună cu noastră și pentru nevoi concrete, cereri care să vină pe telefon în timpul acesta. Ați văzut că sunt posturi de televiziune care invită niște invitați, cheamă niște invitați și ei sunt convinși, auditoriu, că acei invitați au o linie directă cu cerul, foarte scurtă, roșie. Și atunci trimit cere că ei au o relație specială, au credit acolo și îi ascultă. Și oamenii au convingerea asta. Noi ne rugăm împreună cu dumneavoastră, nu că noi avem o linie specială cu cerul, și dumneavoastră aveți, dar când sunt doi, zice, când se unesc doi pe pământ să ceară un lucru ai care, și noi ne unim mai mulți, mai ales că în timpul acesta consacrat pentru rugăciune, în mod special pentru asta ne adunăm și cu scopul acesta și vrem să facem asta. Așa că vă încurajăm, nu vrem să vă oferim surprize de
de pauză, da, miercurea, ci vrem să vă dăm ocazie, să vă încurajăm să vă apropiați de timpul de rugăciune. Haideți să încheiem cu această frumoasă cântare și apoi cu rugăciunea Tatăl nostru. O, crește-mi iubirea în inima mea, Iisuse, Iisuse, mereu te-aș ruga, îmi umple cu dorul pe care l-aștept, și ochii și graiul și inima-n piept. Îmi umple cu dorul pe care l-aștept, și ochii și graiul și inima-n piept. O, crește-mi iubirea, Iisuse iubit, să fiu de-a ei valuri mereu copleșit. Revarsă-mi-o-n suflet ca val după val, ca râul ce crește și dă peste mal. Revarsă-mi-o-n suflet ca val după val, ca râul ce crește și dă peste mal. O, crește-mi iubirea, iubite Iisus, în starea și în locul în care m-ai pus, să port pretutindeni belșugul de har și a ei revărsare să n-aibă hotar. Să port pretutindeni belșugul de har și a ei revărsare să n-aibă hotar. O, crește-mi iubirea cu focul sfințit și chiar de mar arde să fiu mistuit. Flămând de iubire mereu te-oi ruga, o, crește-mi iubirea în inima mea. Flămând de iubire mereu te-oi ruga, o, crește-mi iubirea în inima mea. Amin, amin. Înainte să ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru, aș vrea să vă rog eu să vă rugați pentru acest copil Alin din Castelul, județul Constanța, de 11 ani, care este bolnav de cancer. Eu știu că Domnul poate să se atingă să-l vindece. Sunt în credința de asta. Să ne rugăm pentru acest copilaș. Și acum să ne rugăm împreună rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.